Hei, salutare, salutare, salutare! Aici Ștefan Mirea. Uite că a venit și toamna, au început să cadă frunzele, a început să facă copacii se fac galbeni, apoi prind acea culoare frumoasă maronie. Sper să se ducă odată și nebunia asta cu virusul ăsta, pentru că deja nu-l mai înghit, nu-l mai suport. Dar pe de altă parte, au fost 2 ani frumoși, 2 ani frumoși la F64 cu Sony Days. Acum vorbim despre o cameră foarte interesantă. În seara asta am un invitat, să nu zic chestia asta clișeu, special. Nu e special, e un om foarte fain. Peace! Imediat! Și vom vorbi despre o cameră pe care eu personal încă nu am avut-o în mână, sper să o iau cât mai repede la F64, dar am avut primul model și anume ZV-1, parcă, din câte mi-aduc aminte. Și acum Dan a avut prilejul să aibă parte de ZV-E10, o cameră super faină, dar eu zic că cel mai bine să lăsăm pe el să ne zică despre cameră, pentru că a pus mâna pe ea și s-a distrat cu ea. Salutare, Dan! Ce faci? Cum ești? Salut, salut, Ștefane! Bine, rupt după o zi de muncă. Apropo de ce ziceai tu, da, frățioare, a venit toamna. Give peace a chance, everybody, cât sunteți? 9! Hai, băi, că putem mai mult, ce vorbești? Da, hai, stai să ne că mai sunt, că și, sunt și pe Facebook. Da? Sunt, da, și exact cum bine ziceai, a început de ieri să cadă câte o frunză. Da, da, da. Ale mele fete s-au dus la școală. Eu mă uit pe YouTube în momentul ăsta, nu știu, nu văd Facebook-ul tău. Da. A, uite, întreabă cineva, Ana Stănescu, această cameră are intrare de microfon? Da, două. Chiar uite, două. De exemplu, are chiar două. Are una aici, pe jack. Uite, hai să o și arăt la cameră. Mică aici și acoperită de o chestie, uite-o. Se vede ceva? Se vede, nu? Da, deci asta da. Dacă vrei să intri pe jack, da? Și dacă vrei să folosești un microfon oarecare, nu contează, de la Rode, de la ce vrei tu, și mai are varianta de a intra pe patină, adică patina aia șmecheră Hot Shoe de la Sony, și, dar aici poți să intri doar cu microfoanele lor deocamdată, e oarecum proprietară. Și uite, apropo de accesorii, ăsta este un microfon extraordinar de mișto. Deci mie, să știi că asta mi-a plăcut la camera asta, că e foarte modulară, pe care îl pui, uite așa, bang, și uite ce elegant arată, da? Și în partea cealaltă se găsește, uite, drăcia asta, pe care poți să ți-o agăți direct de tine. Dacă știi modelul ăla de la Rode, care poate fi folosit, da, basically, da, 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 emițătorul, dacă ți-a ce aminte. Da, Ștefane, știi despre ce zic? Eu știu despre ce zic. Poți să-l folosești și pe el, deci emițătorul propriu zis pe post de microfon, gen la găță aici și arăți ca dracu, înțelegi? Sau poți să-l pui agățat de buzunar și să tragi de acolo un microfon cu fir via jack, are și ăsta așa ceva, până aici frumos la gât legău, la gât, și poți să ai practic o lavalieră foarte mișto. Iar ăsta este receptorul și are o grămadă de setări pe el, dar o să povestim și despre chestia asta. Deci da, are intrare de microfon, am zis, și a mai întrebat cineva. Da, a fost o remarcă. A mai zis cineva dacă îi se pot schimba obiectivele. Ia să vedem, se pot? Eu zic că da, se pot, ia uite. O, da, gata. Asta da, este o chestie schimba fantastică, adică față de primul model este un lucru genial. Faptul că poți, uite, face cineva o remarcă foarte mișto în comentarii, zice Sony a rămas la același meniu, de te doare capul, din păcate. Da și nu. Deci da și nu. Eu am primit camera asta acum vreo 2-3 săptămâni, recunosc că m-am jucat ceva cu ea. De fapt, dacă intrați la mine pe canal, pe zona IT, o să vedeți materialul de la East European Comic Con, care a avut loc aici la București. Ai filmat acolo cu ea? Cu asta. Da, tot. Deci un video de aproape jumătate de oră, cum fac eu de-alea, Roman Fluviu, așa, este filmat cu asta, deci cu cămăruța asta. Sau, mă rog, o bună parte din el, pentru că restul, adică o altă bună parte din el, este filmat cu cămăruța asta, care este A7S3. Deci le-am folosit pe ambele. Oarecare diferență de bani așa? Care e diferența de bani? Oarecare. Băi, să nu mă întrebați de preț, că nu știu.
Deci nu știu. Dar apropo de chestia cu meniu, pentru că de aici am plecat, foarte interesantă observația asta legată de meniu, mă, n-a rămas chiar așa. Ideea e că și eu am fost surprins prima oară când am pus mâna pe camera asta să văd că are exact același meniu ca A7S. Deci A7S, ăla de acum 10 ani, sau mă rog, 8 ani, sau când a apărut el prin 2013. Înțelegi? Deci este fix același meniu. Ia, check this out. Deci fiți atenți la faza asta. Op. Să nu le fac mai multe. Stai așa, că microfonul a ajuns pe sub masă. Gata, l-am recuperat. Așa. Deci, hai să ne uităm un pic, că îndrept, uite, ecranelul spre voi. Și hai să ne uităm un pic prin meniu. Deci, gata, it's alive and kicking. Așa, butonul de meniu e undeva sus aici. Sunt foarte puchinoase, să știi, butoanele de meniu, deci vreau să zic. Adică, mamă, pentru palma mea cât capacul de la WC-ul e un pic mai complicat cu butoanele mici, jur. Deci același lucru complicat. M-am lovit la A7S2, după aia când a apărut 3-ul și după aia când a apărut și S3-ul, zic, mamă, într-adevăr, poți să apeși astea pe un buton. Da, deci la A7S3, nu, chiar sunt, chiar dacă mai e butoane așa, oricum sunt butoane. Așa, la astea sunt mici rău. Adică uite cât e palma mea față de cameră. Na, poți să-ți dai seama așa. Și uite meniul. Da, deci jur că este fix ăla de la A7S. Da. Da, deci ai văzut, ai aici, ai două taburi practic, un tab sus, da, pe care te plimbi, bam, 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 bam. Și după aia cobori cu rotița aia, știi? Aia de pe dreapta, mijloc, așa. Uh-huh. Te plimbi prin restul meniurilor. Deci, da, e rudimentar. Măcar ăsta e touch față de A7S, dar asta pe mine personal nu mă ajută foarte tare. Dar uite, ca să vezi diferență, știi că foarte interesantă observație, deci la A7S3 este complet schimbat. Adică vorbim și noi în sfârșit, de un meniu de 2021, gen. Adică, uite, arată altfel. Este organizat frumos pe verticală, sunt prioritizate chestiile importante. Adică, na, ai ca să avem și mai colorat, ce să zic. Mai colorat. Așa, deci, uite, diferență. Deci, ăsta de aici arată său 2013, ăsta arată și el mai 2021. Da. N-am înțeles de ce. Adică, care era faza? Era atât de complicat să implementeze software un meniu de felul ăsta, cum e cel de pe A7S3? Da, și nu va fi singura comparație de genul ăsta pe care am să o fac. Nu este vorba aici, știi, de sar unii cu gura prin comentarii. Stai, domnule, compare o cameră de 5.000 de euro cu una de, na, nu știu, 2 lei. Nu e vorba de asta. Sunt chestii mărunte, dar importante din punctul meu de vedere. Iar asta cu meniu este important, după mine. Acum, să ținem cont și de faptul că oamenii sunt conservatori și talibani așa de felul lor, adică am auzit și chestii, mamă, ce meniu mișto, am văzut eu pe la concurență, nu-i mișto, e oribil, înțelegi, doar că te-ai obișnuit tu cu el, că lucrezi de 20 de ani ca fotograf pe el și orice chestie îți mută de acolo, înțelegi, mamă, deja îți activează OCD-ul, știi? Adică, wow, leu, frate, ai mutat-o de acolo. Nu, eu sunt de părere că și meniurile trebuie să evolueze. Și în cazul ăstuia nu este foarte evoluat. Otherwise, însă, camera este foarte, foarte bună. Dar am început și noi, știi, am intrat așa direct în pâine cu forță. Da. Cum direct stă cu focusul? Întreabă cineva, zici că are autofocus, întreabă Alex Holic. Păi are autofocus, da, logic. Și chiar încă unul foarte bun. Și cu focusul, bine, da, stă foarte bine. Bine, că nu e comparabil cu A7S3-ul, sau? Cu A7S3-ul. E comparabil din anumite puncte de vedere, din alte puncte de vedere nu. De exemplu, e un pic comparabil la nivel de codecuri, pentru că este tot un XAVC, tot un XAVC-S, basically, deși la ăla, mă rog, ai mai multe funcții și opțiuni decât la ăsta. Dar trebuie să ții cont că, bine, ambele sunt 4K, doar că ăsta micul e 30, adică e maxim ce poate el, în vreme ce aici vorbim despre 60, 4K60. Da, dar totuși discutăm despre alt body, ăsta e jumate de A7S3. Adică da, ce până la urmă vorbim și despre alți bani, știi? Și alți bani și așa mai departe. Nu poți să ceri așa de multe lucruri într-o cutiuță micuță și la, nu știu, cu 2 lei. Că nu. Uite, zice cineva, zice, nu compara A7S3 cu ZV-10, este ca și cum ai compara Logan cu A4, modelele 2021. Corect, păi asta ziceam și eu. Dar pe de altă parte, ce trebuie să înțelegi, Andrei Polojintev,
am zis bine, sper. Da. Așa. Un meniu de felul celui de pe A7S3, cred eu că putea fi implementat. Adică nu era chiar ce face Musk cu SpaceX sau cu Tesla. Adică nu punem sateliți pe orbită, știi? Nu, doar un meniu mai prietenos. La asta mă refeream. Nu, nu le compară nimeni. Nu, nu, se, nu se pune problema de așa ceva. Sunt da, tot Andrei diferite. Zice... Tot Andrei zice că stabilizarea e praf. Îți trebuie stabilizator neapărat. Păi îți spun eu imediat. Da. Da. Care face setup, descrește mușchiul de la mâna dreaptă, altfel cu crop imens la stabilizarea aia. Hmm. Păi spun eu de ce, Andrei. Că exact cu povestea asta m-am troznit și eu așa head to head la, cum îi zice, la East European Comic Con. Da. Unde îți dai seama, Balamuc, aglomerație, lume multă, voiam o cameră mică și foarte versatilă și cu stabilizare și pot să zic așa, la fel ca A7S3-ul, că tot ziceai să nu-l comparăm, și ăsta, înțelegi, are acea active stabilization, care este o tâmpenie. Deci este literally o tâmpenie. Deci în afară de faptul că face un crop imens, am mai văzut și eu review-uri pe net la camera asta, m-am mai uitat la unii la alții ce părere au, mie pe A7S3 îmi bagă și un jelly effect de la foarte urât, deci foarte nasol. Ei, pe asta se întâmplă la fel. Dar de ce? Pentru că spre deosebire de A7S3, care are o stabilizare, cum să zic, are sensor shift, adică are o stabilizare mecanică adevărată, ăsta nu are sensor shift. Deci nu are. Toată stabilizarea pe care o găsești pe el este cea electronică. Acum, are acea stabilizare standard, pe care o are și A7S3, dar care la ăsta... Nu funcționează decât pe obiectiv, basically. Deci dacă obiectivul este stabilizat optic, atunci vei avea parte de acea stabilizare standard. Recomandarea mea este să-l folosești cu stabilizarea standard, fără să activezi chestia aia active stabilization, pentru că aia este o prostie. Înțelegi? N-ai de ce. Face un crop uriaș. Deci nu știu, eu am zis că e undeva pe la 1,5, dacă atât nu și mai mare. Atât da. De mare? Da, 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 atât de mare. Plus că mie nu-mi place efectul ăla așa de wobbly, de jelly, știi, da, de da. Jello pe care ți-l dă. Bine, mă gândesc la 1.5, la 1.5 dacă și așa senzorul e mic, mai faci și crop pe el. Păi da, da, gândește-te că nu este, da, mă rog, nu este taman pentru chestia asta. Adică eu mă înțeleg bine cu stabilizarea de pe obiectiv și a fost ok. Adică din punctul meu de vedere și a făcut treaba, mai ales că la camera asta vine, cum să spun, tot hazul, după părerea mea, îl fac accesoriile. Și uite, de exemplu, ăsta este unul dintre ele. Deci mie gripul ăsta mi-a plăcut de am leșinat. Deci nu glumesc. Adică, na, știți și voi, că eu când e să zic de rău, zic de rău. Dar când e de bine, hai să dăm cezarului ce al cezarului. Deci e țăpănos, e solid și mai are o chestie foarte mișto. În sfârșit le-a dat Dumnezeu gândul bun să-l poți freca pe toate axele, dacă vrei. Adică poți să-l faci și așa, gen, adică să-l înclini cât vrei tu, cum vrei tu, și e foarte mișto chestia asta, dar și așa, deci de aici, din cap. Și atunci poți să obții, haide să facem și o probă, știi că vorba aia, e pe văzute, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, așa, și la cât de baban și solid e ăsta, adică, dar în același timp nu suficient cât să faci bicepsul cât Schwarzenegger, știi, 58 la braț, așa, E ok, e versatil. Și fii atent ce chestie mișto. Deci poți să faci, de exemplu, inclusiv asta. Deci să-l aduci, uite, în cele mai tare. Ciudate și mai stranii poziții. Da, e foarte mișto. Deci foarte, foarte mișto. Iar pe el, dacă vă uitați bine aici, are butonul de rec, are lock, ceea ce lock mi se pare crazy important. Așa, are foto, ai butonul ăla de meniu rapid C1, pe care poți să ți-l și asignezi cu ce vrei tu până la urmă. Și pentru obiectivele de genul ăsta, cum e ăsta de aici, are trans, are zoom, practic. Trans e, mamă, ce e retro rău termenul trans, ăsta. Trans. Bun. Trans. Da, are zoom. Deci poți să-l faci cum vrei tu. Așa. Deci, în conjuncție cu drăcia asta, mie să știi că mi-a mers foarte bine. Adică n-am avut probleme cu el și s-a mișcat foarte, foarte ok. Iar ăsta chiar e un accesoriu mișto. Adică eu îl recomand din tot sufletul. Și, bineînțeles, care e și avantajul ăsta. Că, de fapt, pentru asta e camera asta gândită, gen, să faci, uite asta. Bang! Și gata. Înțelegi? Și, uite, ai un, cum să zic, ai un setup de vlog absolut impecabil. Acum, ce vreau eu să spun despre camera asta și, de fapt, mă țineam să spun de la început, e că ea e o specie aparte. Nu e propriu-zis o compactă. Deci unii s-au repezit să zică, atunci când au văzut-o, bă, compacte, se mai fac compacte, bă, nu e o compactă. Este o cameră destul de apropiată de A6100,
care nu e o cameră rea deloc. Deci am senzația că e inclusiv același senzor. Nu bag mâna în foc, dar mie mi se pare că e pe acolo. Și bine, din păcate are și toate corcurile și problemele lui așa semiosul. Deci le-a păstrat și pe alea, stai liniștit. Pe alea nu le-au abandonat. Așa. În schimb, are toate chestiile astea în plus pentru vlogging. Știi, e o esență tare într-o sticlă mică. Adică are povestea asta cu ecranul care e swiveling, se rabatează, face cum vrei tu, îl întorci în toate direcțiile. Deși aici, apropo, haide să-ți arăt o chestie, Ștefane, de să te, cum să zic, să te rup. Deci fii atent, când îl ții în poziția asta, da. Deci da, filmezi tu ca un om așa, nu? Cu el, da? Adică nu te filmezi pe tine, filmezi corect ce vezi în față, corect, da? Fii atent, scrisul Sony de pe display aici este invers. Bă, deci mie mi-a terminat tot ce de om. Deci m-a terminat. Stai că da? Asta era și la A7S3 când a dat, da, când a venit. Dar nu, fii atent, nu, la A7S3. Nu, când a venit, când a venit, știi, când au adus primele, când le-au dat să le... primele sample-uri, primele exact, modele. la sample-uri se învârtea și vedeam Sony și zic, bă, ceva nu e ok. La sample s-a întâmplat asta. Acum nu cred că mai este. Nu mai e. Deci uite, dar la sample crede-mă că era. Deci la A7S3 îl scoaseră de tot. Deci nu mai scrie nimic. Păi tocmai acolo, de-aia. Ok, hai. Da, acum treacă de la mine, știi, trecem cu vederea. Uite, Andrei nu se lasă. Zice, cu ce te ajută sincer să dai 800 de lei? Se referă la asta. Poți alege Joby Gorilla 3.0 la un preț mai ok și restul faci în post-producție. Mă refer la Rec și Zoom și astea. Da. Băi, eu, cum să zic, mie, știi cum e, acolo unde mi-e cuvântul, acolo mi-e și fapta. Deci dacă mă apuc acum și aduc sertarul cu accesorii Sony, de care să știi că nu-mi pare rău, ca să fiu foarte sincer, tot ce am mai cumpărat, microfoane, jucărele, de-astea, uite, chestiile astea, eu am fost foarte încântat de ele, pentru că acum știi ce se întâmplă, la cât, deci ăștia ca mine, care fac vlog, nu știu, eu fac am și 5 materiale pe săptămână, adică 3 pe zonă, 2 pe playground, fiecare a câte jumătate de oră, deci frățiorul meu se strâng, nu știu, cât vine, 5 ore, 150 de minute de net pe săptămână. Nu prea mai am timp să mă împiedic de chestia asta. Bă, stai că de fapt poți să apeși pe butonul ăsta și așa, de fapt stai că poți să faci și așa și poți să ieși. Da, mie mi se pare că face viața mai ușoară până la urmă. Bă, cred mie, că despre asta mie e vorba, și acum, știi? Și acum, cum să zic, depinde și ce bani faci cu el. Știi că dacă faci bani cu el, nu există bun sau ieftin. Sau, nu există bun sau prost, ieftin sau scump. Există doar dacă trebuie sau nu trebuie. Da. Iar eu să știi că mă folosesc în dragi de accesoriile astea de la ei. Am și shotgun-ul de la ei, am și precedenta versiunea lui ăsta, am și chestia aia care adaugă XLR-uri pe cameră și o grămadă de chestii. Da, recunosc, nu te contrazic faptul că, într-adevăr, accesoriile Sony sunt al dracului de scumpe și adesea nejustificat de scumpe. Și o spun într-un webinar Sony, poate ești pe recepție, poate ne auzi. Sunt scumpe, frate. Deci sunt scumpe rău de tot. Așa? Dar, incontestabil, calitatea este bună. Deci aici poți să te dai cu capul de pereți și asta. Nu, calitatea lor este bună. Indubitabil. Ok. Întreb, nu dau cu parul, zice Andrei. Știu, Andrei, și eu glumesc, nici eu nu dau cu parul. Pace ție. Deci nu, chiar nu. Corpul puteau măcar să-l facă din magneziu. E, true. Da. Cine cumpără astfel de cameră nu se uită la preț. Cine cumpără A7, așa, da, nu se mai uită la preț, sincer, nu vreau să fiu cârcotaș. Nu, ai dreptate. Ai dreptate. Fii atent. Deci, Andrei, he has a point. Deci, chiar are o... Da, chiar așa e. Deci, da, frate, într-adevăr, tu știi că eu am folosit drăcia asta, deci accesoriu, l-am folosit și pe A7S3 și că am de gând să mi-l cumpăr. Adică nu glumesc, pentru că adevărul e că 800 de lei versus aproape 5.000 de euro, cât e ăsta, o merită. E un accesoriu care merită. Plus că A7S3 e greu. E greu al dracu. Iar mie, greu, să nu-mi vină cineva cu povestea aia cu frăție, îți iei un, de la, un Ronin sau nu știu ce, știi, și arăți ca un nebun, înțelegi, cu alea așa? Nu, mulțumesc. Deci nu mulțumesc. Eu vreau să fiu as light as possible, știi? A, plus că jucăria e Bluetooth. Deci varianta precedentă pe care o am eu și pe care, dacă aveți un pic de răbdare, o scot imediat de însertar, că o am aici în studio, e pe cablu. Deci aia e pe fir, știi? Nașpa. Asta cu firul mă cam, știi, plus că mă mai agăț în el, mai trag de el, mai știi, se întâmplă. Se mai rupe și chiar poți să-l mai folosești. Da, se mai rupe. Se mai rupe mufa. Deci nasol. Dar asta e Bluetooth și merge foarte, foarte bine. Deci are lag foarte redus. Andrei, încă o dată zice, tu nu ți-ai cumpărat niciodată o astfel de cameră? Da. Cu ăla arăți ca Iron Man. Da, cu ăla, nu? Așa e. Așa e, adevărat.
Bun, revenind acum la cameră și la ce începusem să povestesc. De faptul că nu e o compactă, băi, este o cameră literally de vlogging. Adică este gândită clar pentru un anumit segment și construită în jurul chestiei astea, știi? De la ecranul rabatabil până la masa redusă, până la, știi? Acum, sigur, în dulcele stil Sony nu-ți dă niște chestii, adică nu-ți dă, for some reason. Deci nu-ți dă, de exemplu, 4K60, care pe mine, mi se pare că în 2021, anul de grație, pentru un vlogger, frățiorul meu, deci hai ca să zicem altfel, bă, filmează ăsta 4K60, pe bune. Adică, really. Și încep și ăștia să facă cum face Apple, știi? Bă, e un feature, știi? Adică, cum ziceau aia la Times New Roman, dacă vrei să-ți activăm noise cancellation, nu e pe bază de abonament la chestii, știi? Adică și Sony a ajuns să procedeze cam tot așa. Zice, vrei 4K60? Ba, scoate banul de A7S3. Frate, e 4K60, nu este 8K RAW. Înțelegi? Adică e un codec pe care, adică e o rezoluție și un frame rate pe care youtuberii le folosesc. Despre ce vorbim? Deci multă lume face 4K60 azi. Bun. Da, ce da, cu ăla arăți ca Iron Man, da, corect. Mie îmi pare rău că nu pot să iau comentarii și de pe Facebook, mi-ar plăcea. Da. Deocamdată nu sunt. Bun, ideea e că, overall, acum, de ce să nu fiu onest? Mie camera mea a plăcut. Adică, dacă ești travel vlogger, de exemplu, și fiecare gram contează, well, go for it. Acum, dacă este să o compari cu orice telefon, oricât de bun, este... Cum să zic, este la an lumină diferență, este de aici până la Starlink diferența. Adică e o cameră adevărat, țăpănoasă. Deci are avantajele ei și prețul înțeleg că este super bun. Nu știu cât e exact, dar înțeleg că e sub 1000 de euro. Nu știu, dacă poți să-mi dai un preț aș fi... Poate ne dau cei de la F64 pun și prețul aparatului. Păi camerei. Hai să vedem. Da. Eu, din câte mi-a zis Dan, cu Barna, cu Gabriel Barna am vorbit și el mi-a zis da. Că e undeva la 4.000 de lei, o chestie de genul. Uite, 4.000 de lei. Deci, da, sub 1.000 de euro, am zis bine. Deci vreo 800 de euro. Da. E pe acolo. Deci pe acolo. Asta este ăsta al categoriei. Dar să știi că am observat o altă chestie și, Andrei, o să-ți răspund imediat, pentru că mi-e interesant ce zici tu în continuare și mă bucur că ești atât de activ. Fii atent, deci m-am uitat un pic, mi-am făcut și eu temele, m-am pregătit un pic, chiar dacă am avut o zi haotică. Da, aștept GoPro 10. M-am uitat la competiția din aceeași categorie de preț. Bă, surprise! Știi ce? Nici ăia n-au 4K60. Adică este o... Nu, serios, este o chestie a categoriei. Știi? Deci cred că m-am uitat la Fuji, m-am uitat la ceva de pe la Canon. Aha. Deci uite, da, la M50, la T200, A6100 nu se mai pune și, mă rog, ZV-1 care e predecesorul lui ăsta. Dar nu, deci nu, se pare că 4K60 nu, it's a no-no. Da, uite, toate sunt 4K30, am zis bine, da, am verificat. Deci este un quirk al categoriei, probabil ca să încerce, să nu se încingă senzorul, să nu se cutare, trebuie să se... Mă rog, să se comprime toată povestea într-un body mai mic, trebuie să fie ieftin. A venit și prețul 4.199 de lei. Deci 4.200 de lei, măi, culiță, nu e taman ieftin. Uite ce zice Andrei, că l-am remarcat. Din păcate, zice suferă așa. Uite că eu mai vin. Te rog. Eu unul văd pentru vlog, zice stabilizare pe 5 axe, clar. Cu gimbal, așa, bun, că ramele așa se uită lumea la tine când ești pe stradă, ok, I agree. Cel GoPro Hero 9 pe care l-am avut era ok și DJI Osmo. Eu am Hero 9 Black, varianta Black. Nu sunt foarte încântat de ea, adică pentru vlog mi se pare un no-no. Adică aia e o cameră ok pentru, eu o pun pe motor, eu o pun pe cască. Pentru, nu, serios, altceva ce dracu să pun, știi? Dar nu, mie nu-mi place calitatea imaginii. Nu-mi place cum arată. Așa și zice aștept GoPro 10. Ok, eu uite pentru chestia asta de vlog, de mini-vlog și uite, o am în sertar și pe aia o aduc, deci să știi că fac o listă în cap. Am un RX 0 Mark II. Deci dacă tot vreau să fie mică, păi atunci să fie RX 0 Mark II. Dar și aia mă frustrează că tot 4K30. Și aia, deci din păcate 4K60 e GoPro. Așa. Bun...
Constantin Stan zice, din păcate suferă de rolling shutter. Bă, toate suferă de rolling shutter, dacă da. E să mă întreb pe mine. Doar că ăsta, într-adevăr, suferă un pic mai rău de rolling shutter. Îl ia așa o amețeală, îl ia cap. Înțelegi? Dar să știi că și ăsta are rolling shutter. Deci, I can prove you that anytime you want. Deci, la, mai ales la mișcări de-astea mai rapide, deci e gata. Se face liniște. Nu mai. E rolling shutter. Bun, și ăsta are. Și destul de mare. Dar e cemos. Deci, dacă vrei cemos și vrei și preț bun, dacă nu, du-te la Aria Alexa. Nu știu ce să zic. Sunt puține, nu, serios, sunt puține camere pe care le-am testat și care să aibă rolling, să nu aibă rolling shutter. Uite, inclusiv Blackmagic 6K Pro cu care filmez eu day by day, care e daily driverul nostru, și ăla are rolling shutter. Bun, pe camere mirrorless costă bani serioși dacă vrei 4K la 60, adevărat, păi despre asta am zis și noi, prețul e doar pentru body și obiectiv de kit, fără grip. A, deci da, uite, e interesant, F64, fă-te rog o precizare dacă 4199 ăsta include și obiectivul de kit, aici de față. Care este un 1650 OSS stabilizat. Hmm? Deci include și obiectivul de kit? Pentru că dacă include și obiectivul de kit, să știi că ăsta nu e un all-rounder prost. Eu am și eu unul, că l-am avut pe 6100, vechiul meu. Așa și bănuiesc că e cam același obiectiv. Știi ce vreau să te întreb? Știi ce vreau să te întreb? Hmm. Că, cum se comportă camera pe noapte? Dacă ai tras... Asta? Da, păi da, să știi da. Că n-am tras noaptea. Spre rușinea mea n-am tras noaptea, pentru că în general nu prea trag noapte. Eu știu că pentru vlogging e o chestie importantă, dar uite, eu nu. Deci noaptea nu prea. Adică și atunci când trag la interior, de obicei trag cu lumină controlată, fără niciun fel de discuție, cum e și acum în studio. Uh-huh. Asta cu trasul pe noapte nu prea... Bine, ar trebui să fie ok, basically, pentru că 6100 nu era rău noaptea. Deci era în regulă. Nu știu, n-am verificat. Uite, asta este pe my to-do list. Uh-huh, da? Uh-huh. Zice, e cu obiectivul de kit cu care n-ai ce face. Păi s-o crezi tu că n-ai ce face. Uite, eu am un obiectiv de kit, ți-am zis, de la 6100. Eu mi-am vândut 6100-le, dar obiectivul l-am păstrat. Și știi de ce? Pentru că e foarte mic, e foarte ușor, e zoomabil, într-adevăr are tot felul de aberații. Dar astea nu sunt camere care se compară cu A7S3-ul. Astea sunt camere care ți înlocuiesc telefonul, după părerea mea. Sau GoPro-ul. Adică obiectivul ăsta este mai bun decât lipsa unui obiectiv sau decât un obiectiv fix. Înțelegi ce vreau să zic? Da, da, da. Deci este un obiectiv pentru run and gun. Este stabilizat optic, are o grămadă de focale, deci merge de la ultra-wide, foarte, mă rog, cât se poate de ultra-wide, 16 mm, până la 50 de milimetri, adică până la portret. E foarte ok. În plus, are acest servo, știi, pe zoom, care iarăși e important, pentru că dacă ești pe o goană pe asta, să poți să controlezi chestia asta. Știi bine, poți să o controlezi și direct de pe obiectiv, de aici. Da, dar da. Să știi că l-am păstrat obiectivul ăla de kit. Și nu-i rău, că e decent. Servo pe care îl ai și pe acel accesoriu. Da, nu? Servo pe care da, îl ai și pe accesoriu, da. Păi, vezi, tocmai de asta e foarte fain. Foarte fain până la urmă. E un pachet complet. Da, și fii atent, mai au unul, mi-a mai venit unul care mi-a plăcut de-am leșinat, vreau să zic. Ăsta este chiar un obiectiv foarte șmecher, este un 10-18 OSS. Uite-l aici. Bă, nene, deci, băi Ștefane, îți filmezi urechile cu el, frățioare. Deci știi cum e? Deci, literal îți filmezi urechile, știi? Deci când stai așa, filmează până aici așa. Deci e crazy. Deci foarte, foarte mișto 10-18 ăsta. Nu știu să spun cât costă, habar n-am, ăsta a venit la test, dar mi-a plăcut foarte mult obiectivul. Și e ușurel. La fel ca și ăsta, de kit. Sunt două obiective foarte, foarte ușoare. Deci ăsta este un plastic fantastic, care din punctul meu de vedere n-ar trebui să-ți lipsească din trusă. Dar ideea, ce zicea și Andrei, înțelegi, și ce am mai remarcat și pe la alții prin comentarii, și atunci când mai discutăm și noi pe canal despre camere, este următoarea chestie. Deci oamenii ar vrea ca aparatul să fie și ieftin, și mic, și foarte ușor, să filmeze și în toate felurile, să aibă și montură din asta, să poți detașa obiectivele și pune altele. Înțelegi? Să fie și 2 lei, am mai zis chestia asta? Nu știu dacă am zis-o. Așa. Era și inevitabil asta. Stai mă nene, deci stai mă nene un pic, că nu se poate așa. Înțelegi? E o categorie, e o anume categorie și pentru categoria căreia se adresează, zic că este ok.
Zice, îți iei Panasonic Lumix DC9 mirrorless 20 și ai terminat orice discuție. Oricum, o emisiune super, vă urmăresc și în continuare. Bine, Andreiule, ai dreptate. Da, sigur că există variante. Deci la orice există variante. Iar eu, ca să văd fiecare variantă în parte, mi-am cumpărat și nu vrei să știi. Uite, eu i-am îmbogățit pe oamenii ăștia de la F64, să-mi nebunesc. Deci chiar pe bune. Adică eu, cum să spun, vreau și aia, și aia, îmi place și aia, vreau să o încerc și pe aia, dar nu la test. Înțelegi? Adică la modul că eu mă duc și mi le cumpăr. Deci când am văzut RX 0 Mark 2, am zis vreau și eu așa ceva. Când am văzut accesoriile, am zis da, îmi trebuie și asta. Și într-adevăr, de ce să nu recunosc că multe dintre ele zac, dar multe dintre ele și-au și scos banii de 1 milion de ori. Adică chiar și-au făcut banii din plin. Știi? Dar nu le poți avea pe toate. Asta zic, este o cameră de vlogging care în principiu înlocuiește telefonul, nu un Alexa, înțelegi, sau un Red pe rig. Da, da, da. Nu, frate, deci asta nu înlocuiește A7S3-ul sau GH5-ul sau nu, asta înlocuiește ce-i sub ea. Adică telefonul, o cameră compactă și din punctul ăsta de vedere are toate, cum să zic, toate chestiile pe care trebuie să le aibă o cameră pentru vlog, știi? Ecranul e foarte mișto, are și touch. Adică asta și mai e o chestie foarte importantă de care trebuie să țineți cont. Dar asta, deci lucrurile astea le prețuiești cu adevărat doar dacă ești cu adevărat vlogger, adică ești creator de conținut și chiar folosești funcțiile alea. Uite, foarte mișto funcția aia de live stream, deci pe USB-C, te conectezi frumos cu laptopul via USB, înțelegi? Și dai drumul la stream, tati, pe YouTube, direct, sau pe Facebook. Bă, asta mi se pare foarte tare. Adică are, sau, nu știu, transferul de fișiere, toate chestiile astea sunt gândite în primul rând și orientate spre eficiență. Aici nu este vorba neapărat de image quality. Deși image quality nu e rău deloc. O să o trecem imediat în revistă și o să vedem și părțile bune și părțile mai puțin bune. Bun. Zice da, Sony Warmark-ul de toate. Da. Așa. Știi ce vreau să te întreb? Ai făcut cumva fotografii? Păi am făcut și câteva poze la Comic-Con și îți spun sincer că, și îți spun sincer și aici altă chestie, că le-am făcut pe toate pe Intelligent Auto, înțelegi? Pac, pac, run and gun, point and shoot. Pentru că asta este ideea acestei camere. Și care e faza că la Comic-Con se plimbau, de exemplu, cosplayeri, tot felul de oameni, tot felul de ciudați era să zic. Așa. Mă rog, dar niște oameni foarte exotici. Bă, nu era cu aia, stai. Stai un picuț, înțelegi? Să te așezi, să te cutare, stai să-mi reglez diafragma, stai să-mi fac eu așa, să fie doful așa cum trebuie. Nu, frățioare, deci mă întorceam cu camera și bang, înțelegi, poză. Adică pentru asta e, frățioare, pentru run and gun, pentru shooting de ăsta, on the fly, ca să zic așa. Și din punctul ăsta de vedere este o cameră foarte bună. Da, am făcut o târlă de poze cu ea și eu am fost încântat. Nu la fel de încântat, am fost de baterie. Uite, o chestie pe care văd că n-a adresat-o încă nimeni în comentarii. Și am mai descoperit încă un am mai descoperit un vestigiu de pe vremea lui A7S. Ieto. Așa. Ieto. Da, uite. Da? Ca să vă dați seama. Nu pot să cred. Da, așa am zis și eu. Asta m-a surprins nu tocmai plăcut, ca să zic așa. Pentru că aia, deci eu am iubit A7S-ul la frățioare, deci l-am adorat. Deci este camera, cum să zic, pe care cred că de-a lungul timpului am iubit-o cel mai mult și care mi-a adus cei mai mulți bani. Deci uite, comparat cu bateria de la A7S3, deci n-are, cum să zic, n-are nicio treabă, e din alt film. Așa, da, păi uite-o, da, exact. Așa, ce vreau să spun este că eu prima oară, înțelegi, când am deschis camera asta, deci am scos bateria și am zis, you gotta be fucking kidding me. Adică zic, bă, asta merge în A7S? I-am întrebat pe băieți din birou și zice, ia. Și am luat repede o baterie de la A7S, care era băgată pe acolo, și am băgat-o în ăsta și am zis, merge, să moară, mă, să ai aceeași baterie. E aceeași baterie. Da. E adevărat că la acest body foarte mic, este probabil un body foarte mic, bă, ține probabil ceva. Mai puțin, da, consumă mai puțin, că n-ai fi în full frame. Da, ei zic că, bă, da, e totuși un APS-C de 24 de megapixele, adică nici mic nu e al dracu, știi? Da. E măricel. Și dacă mai deschizi și display-ul, care este generos, apropo, mă, ei zic că te ține cam între 4 și 500 de poze. Ok, dar să știi că mie mi s-a descărcat, repejor. Adică eu am avut grijă la Comic-Con să am și cele trei baterii ale mele de la A7S full încărcate. Vreau să spun că într-o zi de shooting, mai ales de filmare, mare atenție, că ăsta e o cameră, din punctul meu de vedere, orientată în primul rând spre filmare, le-am păpat pe toate într-o zi. Deci le-am halit pe toate.
Deci așa, nu pomenește atent. Nimeni, stai pentru puțin. Că deja stai, avem minim 5 bucăți în geantă. Ai văzut? Stai că am Mircea. Zice salutare tuturor. Dan, ești super și ești foarte popular pe YouTube. Eu aș vrea în viitor să mai achiziționez prima cameră de vlogging și aia să fie Sony A6400. Am scris acest comentariu ca să știți că, sunt aici și sunt alături de voi. Mulțumim. Mulțumim, dragule. Mulțumim mult de tot. Na. Ce ai face? Uite, hai să te întreb pe tine. Ce ai face? Ai alege un Sony A6400 sau ai merge pe mâna acestei camere? Man, eu aș merge pe asta. Deci fii atent ce zic. Eu aș merge pe asta. Categoric pe asta. Pentru că măcar, deci mie A6400, bine, are categoric niște chestii în plus, are niște butoane, are un body, mai generos, nu se compara. Da, da. Mai generos, dar dacă este să bottom line așa, să tragi linie, din punct de vedere al rezultatului final, a ceea ce bagi tu un softul de editare, înțelegi? Diferența nu este foarte mare. Deci diferența nu este foarte mare. Și atunci prefer camera mai mică și mai ușoară. Adică dacă tot e să o ardem pe run and gun, înțelegi, atunci aș merge pe asta. Dacă vrei pe mult mai mult decât atât și vrei complexitate și te interesează așa, țioare, sar direct la A7S3 și gata. Sau la A7 III. Nu, serios. Deci pe da, eu am o cămăruță de vlogging, am un Canon G7, că nici nu mai țin minte, pe la Marinache, care filmează Marinache în draci, actually, tot felul de chestii pentru YouTube. Și e, bă, e mică. E cât asta? E așa, o savonieră. Înțelegi? Da. Bă, și face treaba. Deci este exact ce trebuie. Deci eu aș merge pe asta. Deci dacă vrei să te apuci de vlogging, știi cum se zice? Cea mai bună cameră e aia pe care o ai în permanență la tine. Iar asta poți să o ai la tine, frăție, că e mică și ușoară și o bagi într-un buzunar la geac. Înțelegi? De asta zic. Și aici nu mai contează chestia aia cu stabilizarea, cu cutare, că stai să vezi că nu e stabilizată nu știu cum, că e nu știu ce. Nu, este o cameră atât de portabilă și în același timp atât de puternică pentru form factor-ul ei. Mănene, poți să o ții în buzunar. Eu mi-aș lua-o, eu personal mi-aș cumpăra-o. Și nu doar pentru că sunt bulimic, dar aș lua-o pentru că îmi place. Și nu o cumpăr pentru că mai am una, de care sunt foarte mulțumit. Adică chiar sunt mulțumit. Și mai are o chestie mișto. Camera asta totuși, la extrem, dacă chiar vrei, are niște chestii foarte șmechere. Are S-Log, de exemplu. E? Which is kind of nice. Știi, e kind of nice. Adică poți să faci și un pic mai mult decât the average, știi, the average shit. Adică poți să filmezi S-Log, poți să-ți prelucrezi într-un Resolve sau într-un Premiere sau într-un ce vrei tu, poți să faci un pic de colorizare. Bine, nu-ți imagina că XAVCS-ul ăla nu ține foarte bine. Dar dacă ai nimerit setările, mă refer la expunere, mă refer la chestiile astea, în timpul filmării, în timp ce ai făcut S-Log, poți să ai un rezultat care să arate cât se poate de cinematic. Și uite, zice Andrei, A6400 are preț aproape dublu. Corect. Deci da, aș lua o pastă, fără să clipesc. Baterii, zice Cosmin Șuțu, am 4 bucăți. Ți-am zis și eu, am vreo 5, nu știu câte am, așa? Doamne. ZV10 pentru display, adevărat. Da, display-ul este foarte mișto, ce camera este, nu am fost de la început. ZV-E10, urmașul lui ZV-1. Bun. Vrei să trecem un pic prin ea așa, ca să facem un soi de recapitulare de chestie? Sigur. Că, uite, mi-am făcut eu niște notițe. Mai întreba Dănuț Angel, am auzit că A7 este bun pentru filmat. Este bună și pentru poze? Ce calificativ? Da. Da. Deci, da, te referi la A7. A7. Nu știu, eu am A7S, A7S2 am avut, am A7S3 acum. Mie A7 III nu mi-a plăcut pentru că era o cameră extraordinară pentru poze și o cameră extrem de varză pentru video. Adică mie nu mi-a plăcut aia la video deloc. Așa. Plus că asta, mă rog, acum, bine, nu sunt sigur dacă au băgat și pe alea, nu sunt convins, asta are și Cine Tone acum, care mie îmi place de măleșină și, cum să zic, e super, super, super versatil formatul. Apropo, și asta are vreo picture profiles, ceea ce nu e rău deloc pentru camera atât de mică. Deci picture profiles really good pe camera asta. Și color science-ul de pe asta, da, e mare șmecherie. Pentru poze, gândește-te că are un senzor de 12 megapixeli. Deci dacă pentru tine sunt suficienți 12 megapixeli, atunci da, face poze geniale. Deci absolut geniale. Eu, ca să fiu la fel de cinstit,
Mie nu-mi trebuie mai mult de 12 megapixeli. Eu nu sunt fotograf, nu fac postere de alea cât blocul, și nu fac să fiu din alea deosebit. Sincer să fiu la postele alea cât blocul, că am mai văzut discuția asta. Așa? Numai când te duci aproape, deci numai când te duci aproape o să vezi pixelul. Dacă îl vezi de la distanță, nu o să vezi așa ceva. Adică este imposibil să vezi pixelul ăla atâta, că e pus pe bloc. Da, nu o să facă, oricum pentru poze din alea, nu o să facă nimeni poze cu 12 megapixeli. O să facă toată lumea, pentru asta există A7R, nu știu care, există Alpha 9, există o grămadă de camere care fac chestia asta. Deci, în principiu, A7S III este o cameră videocentrică care are și funcții de foto. La alea este invers. Sunt fotocentrice și au și niște funcții de video. Deci, mi-e destul de clar. Iar asta, dacă vrei să mergi și mai video de atât, îți iei ăla, FX1 sau whatever. Deși mie, spun sincer, că mie în continuare am avut FX1, l-am testat, știu deja despre ce e vorba, parcă FX1 se numește ăla mic de tot. FX3. Cea mai entry, cred. FX3. FX3. Care nu are viewfinder-ul. Ăla, care nu are viewfinder. Apropo, nici ăsta nu are viewfinder. Atenție, ZV-10, nici ăsta nu are viewfinder. Este un trade-off. Adică gândește că totuși, până la urmă, vorbim despre o cameră de 4200 de lei cu tot cu obiectiv. Na, da, să fim sinceri, ai avea nevoie de viewfinder pentru o cameră de vlogging? Mă, nu. Păi nu. Asta mă gândesc și nu. Eu. Adică... Nu. Deci din punctul ăsta de vedere are... Na. Ok. Acum, stai așa că mi-am făcut eu niște notițe pe aici. Vreau să văd dacă mai sunt chestii... Mă auzi? Da, te aud. Da. Așa, am făcut niște notițe. Așa, deci ce, hai să zic ce mi-a plăcut la ea și după aia ce nu mi-a plăcut. Technically speaking, senzorul nu e rău, deci 24 de megapixeli este ok și pentru poze și pentru video și pentru whatever you want. Așa, autofocusul, mie mi-a plăcut. Deci mi s-a părut ok, mi s-a părut destul de rapid și în același timp nu am avut surprize din astea, cel puțin cât am filmat la Comic-Con, să-și facă shift-uri de astea aiurea, știi? Deci odată din... ce e fățău... Da, exact, să sară. Înțelegi să sară, că așa. Asta face. Sare la un moment dat. Nu, vrei deci să... a fost ok din punctul ăsta de vedere. Dar are cumva pe touchscreen, știi, să țină focusul, că mi-aduc aminte... Da, poți să-l țină. Poți să focusezi de pe touchscreen. Deci asta fără niciun fel de problemă. Uite, nu m-am uitat la chestia asta dacă nu, poți să-i dai. Nu, mă refer să-l blochezi, dacă vrei să blochezi pe cineva. Da, gen, poți să blochezi, da. Așa, uite ce am remarcat. Asta e o chestie pe care am observat-o aproape cu ochiul liber. Deci, non-cropped este doar în 4K24. Atât. Deci în 4K24 senzorul e non-cropped. Ei, în 4K30, eu filmez în TSC, pentru că filmez 4K60, 4K30, nu mă interesează să n-aud povestea asta, că vai, suntem în România, suntem în Europa, deci cu PAL, cu astea, cu nu știu ce. Nu, eu vreau un frame rate asta. Cât mai mare. Deci eu vreau un frame rate cât mai mare în secunda respectivă. Știi, cantitatea de informații să fie cât mai mare. Și atunci eu filmez întotdeauna 29-97, 59-94, adică 30 sau 60, 60. Bun. Și dintr-un motiv care îmi scapă e cropped. Deci 4K30 e cropped și cropul să știi că nu e micuț. Deci mie mi s-a părut undeva la 1,2-1,3. Sper să nu greșesc. Dar mie cam așa mi s-a părut. Așa. În schimb are 120p în Full HD, ceea ce e mișto pentru o cameră de felul ăsta. Are slow and quick foarte mișto implementate. Așa. Cu alte cuvinte, mai da, avem și un slow motion. Mai avem și un slow motion, ceea ce 120. Which is da. Great, până la urmă. La banii ăștia... Așa. Da, și eu zic că la banii ăștia e decent. Plus că să știi că în categoria ei, apropo de ce ziceam de competiție mai devreme, nu stă rău deloc. Bun, acum. Stai așa. Mă uitam ce mai notasem eu pe aici, așa, observații, chestii. În pe comparație, stai să vedem. Bun. Până ajungem acolo. Uite, e o întrebare pe care mi-am pus-o eu deoparte. Ce crezi că ar trebui să mai îmbunătățească la următorul model?
Păi hai că o luăm așa. Deci hai, povestea... dă-i, că tocmai mamă, mi-e zis... Deci nu vreau să-i dau, nu, că nu vreau să-i dau, pentru că s-ar înțelege greșit, cum că mie nu-mi place camera, iar mie îmi place camera. Da, că da. Chiar îmi place, nu, adică nu e vorba aici, nu m-a plătit Sony. Dacă asta e întrebarea, nu m-a plătit Sony. Deci nu, haideți să pun așa în cadru, ca să se și vadă aici, da? Uite, să stea frumos așa. Bun, deci hai să zic ce nu mi-a plăcut. Efectul ăla la stabilizarea activă este groaznic. Deci stabilizarea activă, după părerea mea, este quasi inutilizabil. Și asta e o problemă. Pentru că atunci când ai, când nu ai sensor shift și te bazezi doar pe stabilizarea din obiectiv, well, o stabilizare electronică mai bună n-ar fi fost rău. Adică am văzut telefoane care stabilizează mai bine. Și sunt sigur că ai văzut și tu chestia asta. Da, da, și fără da. Să-ți bage artefactul ăla nenorocit, știi? Uite, ăsta este unul dintre ele. Sincer să fiu, am văzut acum vreo 3 sau 4 ani pe un Huawei, nu știu care dintre ele, nu mai mi-aduc aminte că era P20 sau P30, da. Și am rămas puțin mască, zic, nu se poate așa ceva. N-ai da, cum măi, să și arată, exact, imagine. Și da. Imaginea este da. Blană, este, da. Fără, și nu-ți bagă artefact. Fără jiggle, deci fără nimic, era... Ăsta e beat, așa, stabilizarea activă e așa. Bun. De asemenea, stabilizarea asta am observat că induce o altă chestie, un crop foarte mare. Bă, nene, deci repet, e 1,5, e o dată și jumătate. Adică e foarte, foarte mare. Așa, a, da, deci I was right. Deci, 1,2 este crop-ul în 4K 30. Deci nu înțeleg de ce în 4K 24 e 0. Adică e 1, cum ar veni, și în ăsta e 1,2. Nu știu, mă, depășește. Poate ar trebui să vorbim cu inginerii de la așa. Sony. Că asta este puțin cam ciudat. Așa, meniu, am zis. Deci meniu nu-l mai reiau, am povestit la început. Așa. Și acum hai să vorbim și de... da, și o chestie care s-ar putea să-i frustreze pe mulți. Băi, nu ai mode dial. Știi? Deci nu ai o rotiță prin care să fixezi un mod. Înțelegi? Iar asta, pentru o cameră care vrei să fie foarte rapidă, foarte versatilă, foarte așa, e un pic problematic, știi, când vrei să te miști repede și să așa. Deci aici e o problemă. Și nu mi-a plăcut foarte tare nici cum arată imaginea în Full HD. Honest. Chiar dacă e 1080-60, nu m-a dat pe spate. Mi se pare un pic lipsită de detalii. Ok. Acum, în 4K e bună, dar e 30. E foarte bună, e foarte sharp, este foarte ok. Așa. Partea cu slow motion, iarăși trebuie considerată un mare plus. Deci din punctul meu de vedere, mai ales dacă vrei să faci artificii din astea on the fly, e bine să o ai acolo, știi, cumva embedded. Am zis, AFE, autofocusul și tracking-ul, face și eye detection, foarte bune, deci foarte bune. Așa, USB charging. Uite, am zis de chestia asta? Nu știu dacă am zis. Nu, da, poți să o încarci pe USB. Faci un power bank în ea. Apropo de bateria mică, pe care o trecem la dezavantaje, da, bateria aia preistorică, așa, Doamne, capabilitățile când... de live stream, e o cameră de vlogging, deci capabilitățile de live stream o diferențiază, microfonul nu-i rău, ăla de pe ea, așa, și faptul că, așa cum povesteam și la început, ai posibilitatea să adaugi două tipuri de microfoane, fie pe jack, fie pe hot shoe. Și în ultimul rând, partea asta de accesorii, care e bogată. Iată, microfoane, tot felul de-astea, de handle-uri pe care ai, uite cum e ăsta, ai și tot felul de lavaliere, adică are un portofoliu de accesorii destul de vast și toate merg pe hot shoe-ul ăla care e o mare șmecherie. Deci astea au fost, după părerea mea, plusurile și minusurile a ceea ce am văzut eu în timp. Stai că între timp s-au mai adăugat comentarii. Zice cineva, faza cu 4K în 60 îți dă impresia că ești în acțiunea din clip față de 24 FPS, zice Andrei. Da, păi da, normal. De-aia ne îngrămădim toți pe vlogging să filmăm 4K 60, că știi cum e, nu mai ai motion blur-ul ăla, nu mai ai chestia. Bun. Sony zice tot, Andrei stă cel mai bine pe autofocus din piață, după părerea mea. Bine, de tot. Hai să zicem, stă bine de tot. Dar să știi că și ceilalți au recuperat, cel puțin în zona high-end. Da. Ți-arăt eu, auzi că l-am, înțelegi? Ți-arăt ăla de pe R5. O să vezi autofocus, frățică. E adevărat, dar hai să ne gândim și câți bani costă R5.
Da? Bă, da, da, asta vreau să spun, că nu e, adică sunt foarte buni Sony pe autofocus. Eu zic aici sunt puțini care mai fac autofocus prost. Deci, hai să zicem și așa. Știi că partea asta a evoluat. Zice Constantin Stan, stabilizarea digitală e bună doar pe 1080p, pentru că scanează senzorul mai repede. Aia activă nu e bună nici pe 1080p. Am încercat. Deci nu, nu, aia activă e nașpa în general. Așa, când treci la Sony Alpha 1, niciodată. Niciodată. Nu sunt fotograf. Not interested. A7S III, o căruță de bani. Deci până nu moare ăsta, de fapt stai, eu aștept degeaba să moară, că A7S-ul meu n-a murit nici acum. Ia, vreți să-l vedeți? L-am aici, la îndemână. Deci chiar pe bune. Da, și aia, mi-aduc aminte din live-ul trecut că ai ținut foarte mult camera aia. Până a apărut A7S-2-ul. Ghiși ce? Uite-o că o am și acum. Uite-o, A7S-ul aici. Deci nu, nu, sunt sturdy. Iar camera asta, deci A7S-ul ăla, vă povesteam, are mii și mii și mii de ore. Așa, bun, are S-Log 2 și 3, însă nu prea poți face mare brânză pe partea de coloristică pentru că e 8-bit. Da, da, Constantine, așa e 8-bit. Aceeași problemă, să știi că o avea și A7S-ul și S2-ul la fel. Și S-ul și S2-ul au avut aceeași problemă. Toate erau 8-bit, dar dacă o găbjești, înțelegi, dacă o nimerești, un loot bine făcut și cu asta, nu, serios. Deci dacă filmezi corect în S-Log... Da, dacă expui corect. Dacă expui de expunere, corect, exact, da. Poți să faci colorizare. Adică nu merge să tragi de ea, știi? În sensul că, bă, acolo am filmat prea închis și mai trag un pic de expunere sau am filmat, dacă ai filmat supraexpus, iertați expresia, dar ai delit-o direct. Deci poți să arunci S-Log-ul ăla pa la revedere. Deci nu mai ai ce să faci pe el. Așa, bun, ce mai zice lumea? Palent TSC ajută doar la lumina artificială pentru flickering. O, da, știi cât e de important? Da, e important, crede-mă. Filmăm și la lumina artificială. Toată lumea filmează la lumina artificială. Și nu numai asta, dar uite, de exemplu, mie mi se pare, deci, ok, poate mai greu sesizabil cu ochiul liber, dar întotdeauna mie 29, deci 30 mi s-a părut mai fluid decât 25. Este normal. Numărul de fotograme pe secundă e mai mare. E logic, nu? Că de-aia mergem spre... Da. Deci, n-ai, nu e doar pentru flickering. Nu ține doar de flickering. Stabilizare pe 5 axe. Zice Andrei, la ce ar vrea să vadă la o eventuală generație următoare? Zice, stabilizare pe 5 axe, un 4K la 60 și un magneziu. Încă 1500 lei la prețul actual și era bombă. Andrei, gândește-te așa. Deci eu știu o grămadă, chiar am o fostă colegă și bună prietenă, vlogăriță de fashion. Crezi că stă să-și bată capul atâta cu, stai să vezi, cu... Nu, eu cred că o interesează mai mult că e mică și că e ușoară. Pentru că probabil dacă băgai un 4K60 pe asta, probabil îți trebuia și un body care să se răcească mai bine, înțelegi? Ceea ce îl făcea mai mare și costa și mai mult. Și pentru amica mea, chestia asta este un no-no. Adică o să-ți spună, au, știi ce? Deci ar fi, cred că ar putea să zică, bă, știi ce, trebuiau să-i scoată și 4K-ul ăla și să o facă cu 1500 de lei mai ieftin. Înțelegi, asta ți-ar zice. Eu așa zic. Eu, nu știu, văd, citesc comentariile la lume, ca să zic așa, și lumea zice, mai ieftin, prietene, mai ieftin, mai scoate din funcții și pe mai ieftin. Așa, zice, pe partea de battery usage time nu prea ajută față de Canon, poate mă înșel eu. În ce sens de battery usage, că nu mă prind? Probabil adică, se referă la cât ține. La cât ține. Păi, ți-am zis, bateria asta este faimoasă. Deci da, eu vreau să o îngroape odată. Da, și eu aș vrea să o îngroape odată, dar să știi că și ăștia funcționează cam la fel ca Apple. Înțelegi, până nu storc și ultima picătură dintr-o tehnologie, da. Slabe șanse. Știi, eu am zis haleluia când am văzut că au schimbat-o pe aia de la A7S la generația următoare. Și am zis, mamă, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru chestia asta. Știi? Da, în fine, dar overall este o cameră foarte bună. Adică experiența mea cu toate camerele Sony pe care le-am avut a fost una bună, finally. Bună spre foarte bună. Adică mi s-au părut sturdy, mi s-au părut, adică solide, mi s-au părut reliable, mi s-au părut
decente, raport preț-calitate, accesoriile scumpe, asta am mai zis, nu vreau să intru iar într-un rant de genul ăsta. Zice, da, dar amica ta face vloguri statice. Păi, ce fel de vloguri ai vrea să fac? Alerge cu ea, vloguri de sport sau ce? Păi nu, asta spun, deci pentru o categorie numeroasă de oameni care nu se preocupă foarte tare de partea asta tehnică, camera contează să fie mai mică, mai ușoară și mai ieftină. Înțelegi? Și să păstreze totuși o calitate decentă. Adică gândește că foarte mulți oameni nu își îndreaptă neapărat privirea în sus spre cei mai scump, ci mai degrabă în zona de mid, entry și mid. Okay? Bun. Ce părere aveți despre ZV-10 YouTube de început? Da! Răspunsul meu este da, cu toată gura, nu? E the shit. Exact. Este mai mult decât ai nevoie, părerea mea. Vlog de YouTube de început, Jesus Christ. Deci nu, e super tare. Așa, îi iei baterie externă, deoarece merge filmând în timpul alimentării. Da, poți să faci și asta. Păi am spus chestia asta la părți bune. Am spus că poți să o alimentezi via powerbank, prin USB, ceea ce e mișto. Îți iei 30.000 de miliamperi și și ai terminat, înțelegi? Deci filmezi toată ziua, nu-ți mai trebuie nicio baterie, știi? Clar, clar. Dar eu tot timpul mă lovesc de chestia asta, știi? Eu plec întotdeauna, mă, pe bune, deci plec de la o cameră de aia super mică, înțelegi? Bă, și într-un final ajung la niște orori din alea, înțelegi? Orori, baterii cu riguri, cu... Deci jur, am zis că jur că nu mai cumpăr niciun cage în viața vieților mele și niciun recorder extern. Și uite, ghiși ce, mi-am cumpărat 3 cage-uri și pentru Blackmagic și pentru... De ce? Că tot timpul trebuia să atașez cât un căcat de baterie, cât o nu știu ce nenorocire de asta, cât eu știi, tot timpul trebuia să adaug câte ceva. Și alea stăteau și atârnau și uite așa. Deci, nu știu, dacă e să-ți iei o cameră de run and gun mică și ușoară, să fiu al dracu, deci nu-ți mai cumpăra nimic pe lângă ea. Las-o așa cum e, pentru că e gândită să fie așa, să fie ușoară. Iar asta de asta zic, că e o cameră excelentă pentru vlogging de început. Ia-ți 3-4 baterii de alea mici, înțelegi, și gata. Și ok, că acum, cum dracu mergi pe stradă cu asta așa și cu un powerbank atârnând după ea, știi? Nu știu, zic și eu. A, ok, dacă ai filmări de studio, pe atunci poți să o alimente și de la priză, ce să zic? Păi că nu, pe bune, dacă ai un live de la super lung, bagi în priză. Dar e bine că ai și opțiunea asta cu powerbank. E ok. Bun, zice, așa, merge filmul așa, în timpul alimentării. Go, ok, ne-am lămurit. Uai, ne-am quadruplat, ne-am făcut 32 pe YouTube versus 8. A început foarte tare. Da. Deci overall mie mi-a plăcut camera. Deci părerea mea e că așa, între Canon M50 și ăsta, ce recomanzi? Au același preț. Nu vreau să supăr pe nimeni, îi simpatizez pe băieții de la Canon, am și un R5, dar când vine vorba de partea asta de vlogging, eu aș merge pe ăsta. Îți spun onest. Eu am deja un Canon și v-am zis, îmi place foarte mult camera, e mai mică decât asta un. Îl știi, nu? Ăla G7X sau... Da. Tot timpul. Ăla, așa. Eu pe ăla. Dar ăla eu l-am luat ca savonieră, frate. Deci când plec în delegații, de exemplu, afară, ăla l-am băgat într-un buzunar. Și ăla e. Știi, își face treaba. Dar dacă vrei să te apuci de vlogging așa, serios, eu nu știu, aș merge pe ăsta. Are o grămadă de funcții, are o grămadă de chestii. Bun. Bine, pare zice, mea... 14 ore la 4K, zi, uite Gabi Barna, zice, am tras cu ZV-10 14 ore la 4K până a murit bateria. Am făcut test de încălzire, nu a crăpat de la căldură, a rămas fără baterie, mișto. Uite și Mircea Stoicescu, Ionuț Alexandru Stoian, ce înseamnă nu prea ajută? În clasa este cel mai bine ca autonomie. Păi, well, nu știu, deci cu... Eu sunt foarte curios, deci asta eu v-am zis, deci ăsta e un test empiric, eu n-am stat... Cum să zic, eu n-am stat să monitorizez, dar vă spun așa, deci într-o zi de filmare la Comic-Con, deci de dimineață până seara, adică de la 11 până la 8 seara, cu ecranul deschis, da, deci cu ăsta pornit, așa, și filmând gros, deci niște ore, am mâncat 4 baterii. 4K, un 4K 30, cam asta. Bun, adică nu filmează, zice așa, M50 face crop 1.5x la filmare, zice Mircea, salut Mircea. Așa, adică nu filmează cu tot senzorul. Plus, păi da, Mircea, stai un pic, nu interveni. Aici intervine autoritatea. Lasă-i pe băieți să se pronunțe. Deci da, dar pe de altă parte cu stabilizarea activă și ăsta face crop 1.5. No? Și poate mi-explică și mie cineva de ce face crop 1.2. La 30. Filmez 4K 30.
Why? Așa, plus montura, așa, bun, mersi Gabi de informații, o oră și 14 minute, oh my god. Mircea Stoicescu, și ăsta face același crop tot de 1.5. Na, 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 nu, Andrei, nu, nu face crop de 1.5. Deci nu, ăsta face crop de 1.5 cu stabilizarea aia active, activată. Nu, el în mod normal, la 4K24 nu face niciun fel de crop. Dar după aia, 4K30 crop, 1.2 și mai face iarăși când activez stabilizarea 1.5. Nu e același. Bun. Mircea Stoicescu, cu o stabilizare activă face crop 1.1. Not true. Pariu? Mircea. Pariu? Ne uităm la imagini. Deci ne uităm la imagini. Ia. Ia. Deci pe bune face. Jur că face. Ia să vedem. La mine e running on NTSC. Bun. Deci active stabilization. Ia să vedem din FNI aici. 1-1 cred că făcea... Ah, gata, uite. Active. Și stai că dezactivez. Dezactivez. Ok. Ok. Ho, ho, ho! Ia, hai că vă arăt și vouă. Da, ia. Se vede, mă, ceva? Ia, stai se un pic. Se vede. Să încerc să-mi pun pe față la mine. Ia, stai. Nu pot să-l... Acum. Nu, stai, că nu e foarte aiurea să lucrez pe DOS cu ea, știi? Da. Stai așa. Acum, activ, ok, gata. Hai că mi-am luat... Deci e pe active pe față, acum, ești, da? Da. Oto, pe active. Deci, un ochi, ia. Deci, se simte, uite. Aman. Deci, ăsta nu e crop 1-1, cum nu sunt eu. Păi nu, da, uite, eu mă uit în studio acum. Vorbești, nene. Ce vorbești, nene? Dar n-am cum să vă arăt mai bine. Asta nu e 1-1, guys. Așa. Da, dar fără crop, dacă filmezi din mers, fără a avea gimbal sau trepied, este o mizerie pe bune. Nu chiar. Nu, dacă obiectivul este stabilizat optic, nu este nicio mizerie, Andrei. Ok. Hai să nu transformăm toată discuția asta într-un flame war, că n-avem de ce. Și eu am zis deja că mie mi-a plăcut camera. Deci fără niciun fel de condiții și a făcut treaba pentru cine vrea să vadă cum arată imaginea. Ah, și să vă mai zic o chestie foarte, foarte mișto. Pe clipul ăla, deci eu sunt foarte curios pe ăla cu Comic-Con-ul care e la mine pe canalul de YouTube, cine își dă seama ce imagini sunt filmate cu ăsta și ce imagini sunt filmate cu A7S3. Știi cât de mișto e asta ca B-camera? Și că imaginile se pupă. Deci poți să le aduci foarte, foarte ușor la un numitor comun. Which is kind of important. Știi? Adică să poți să, cum să zic, să poți să o asezonezi, să poți să o combini cu o cameră de 5 ori mai scumpă. Da, un high-end. E mare șmecherie. E mare șmecherie. Deci, second și big camera foarte bun. Și dacă asta poate ca în același clip să stea lângă A7S3, eu zic că din start asta spune mult. Deci camera e foarte ok. Bun. Zice, se simte, dar 1.5 înseamnă diferență de la full frame la APS-C și nu e cazul aici. Ok. Ai testat și Product Showcase. Nu știu despre ce vorbim. Vorbim de camera de față cu obiectivul din dotare. Dacă luăm decât corpul plus un obiectiv cu stabilizare și mai wide, sărim deja la 600 de ron lejer, zice el. Ok. Bun, deci hai că deja stăm de mult timp. Așa, hai să mai recapitulăm o dată accesoriile care mie mi-au plăcut foarte mult, deci astea mi le cumpăr. Deci anunț public. Deci microfonul este senzațional. Deci senzațional, senzațional. Să știi că multă lume m-a întrebat în comentarii pe YouTube la clipul ăla cu ce microfon tras. Ați tras. Da. Da. Cu ce am tras. Uite ăsta, care este crazy. E foarte, foarte șmecher. Cât este microfonul? Bă, habar n-am. Nu știu.
Deci nu știu, nu știu, dar e, crede-mă, merită fiecare bănuț. Eu vreau să mi-l iau pentru A7S3. Deci nici nu mai stau pe gânduri. E cu hot shoe, are chestia asta, ți-am zis că poți să-l pui și pe el, poți să-i pui și microfon extern. Mi-a plăcut foarte mult ăsta și pe ăsta o să mi-l iau, pentru că este suficient și de mare și de robust și de solid cât să pun A7S3-ul pe el. Și deja am făcut chestia asta și merge foarte bine. Bine, îți trebuie brand, nene, înțelegi că e greu, înțelegi, dar e mișto. Adică e foarte mișto, așa, partea asta de accesorizare. Deci, cam asta ar fi. Deci, da, între microfonul ăsta și Rode Wireless Go 2, ce zici? Bă, eu zic că Sony șterge pe jos. Șterge pe jos cu ăla. Cu... Am Wireless 2 de la Rode. Îl am. Deci, nu se compara. Nu, nene, ăsta are bași, are profunzime, are cojones, ca să zic așa. Deci, se pare mult mai tare. Da, și chestia cu hot shoe, faptul că e acolo discret, nu e cu fir, e foarte mișto. Bine, da. Hai că am început să o dau în bălării în ultima parte, că m-am tot întors la idei, m-am tot nu știu ce. Și încep să obosesc. Păi, acestea fiind spuse, ne-am propus de la început, pentru cei care nu știu, chiar în culise, să zic așa, înainte să intrăm, am zis, băi, mai mult de o oră nu cred că are sens să vorbim, pentru că într-o oră suntem în stare să trecem în revistă absolut tot despre această cameră. Așa că am depășit cu 10 minute, 11 minute. Îți mulțumesc din suflet că ai avut plăcerea. Cu mare drag, Ștefane, și la fel și tuturor celor de pe canal, de aici de la F64 și celor de pe Facebook, le mulțumesc și eu că au avut răbdare cu noi la ora asta. Da, de-abia acum cred că o să înceapă nebunia cu live-urile, pentru că, îți dai seama, acum o să fie și ora aia ideală, să zic așa, pentru live, ora 8. Pentru că, toți am fost cu evenimente, a fost nebunia noastră și acum o să intrăm frumos, ușor, ușor în casă și o să avem mai mult timp să ne uităm la doi nebuni cum am fost noi în seara asta, vorbind despre camera asta, care pentru mine, sincer să fiu, eu nu am pus mâna pe ea, am pus pe predecesorul și, sincer, mi-a plăcut maxim, am făcut și un review la ZV1. Acum... O să fac și eu la ZV10, o să-l pun pe site, o să-l pun pe zona IT.ro zilele astea, nu știu, trebuie să fac un pic de timp, pentru că săptămâna asta 13-20, adică săptămâna cu începutul școlii, cu asta este un haos din ăsta total, da, general, toate porțile iadului, frate, s-au deschis, deci este enorm de lucru și de treabă, dar am să-mi fac timp să pun un review detaliat la ăsta. Camera merită, din punctul meu de vedere, toată atenția, adică fără niciun fel de discuție, mai ales dacă ești un începător și un învățăcel în ale vloggingului și dorești să te apuci de chestia asta și îți trebuie, cum să zic, one camera to rule them all, că nu-ți permiți mai mult, după părerea mea, nu greșești. Sigur, există și alternative, dar nu greșești cu camera asta. Adică, clar de tot, nu-ți iei țeapă. Este o cameră care nu-ți va rămâne mică prea curând. Deci o vei putea folosi, bine mersi, și la anul și peste 2 ani și așa mai departe, când poate vei trece la ceva, nu știu, mai puternic, știi, mai șmecher. Dar în principiu, pentru toate requirement-urile unui vlog simplu, nu-ți trebuie mai mult. Fie vorba între noi, Dan, ai nevoie pentru vlogging de una 7S3? Pentru vlogging. Noi facem mult mai multe chestii decât vlogging, știi? Păi adică asta, mai avem și tot felul de clienți, mai avem și tot felul de lucruri, mai filmăm și tot felul de mașini și tot felul strict de motorete. Vlogging. Și tot... Dan, strict vlogging. Strict vlogging nu. Nu ai nevoie de mai mult de atât. Mai mult decât atât, exact cum a zis cineva, a remarcat Andrei sau la un moment dat cineva din comentarii, a zis, domnule, păi da, prietena ta face vloguri statice. Vlogging-ul, this is all about. Da. Asta e. Adică, ok, stai tu și vorbești, interacționezi cu lumea. Plus că poți să faci și live cu chestia asta foarte mișto, printr-o simplă conexiune, one wire only, în calculator și nu mai ai, cum să zic, nu mai ai niciun stres. Adică e și un webcam foarte bun, ca să zic așa. Se pretează la orice tip de vlogging. Deci gândește-te că poți să faci vloguri de gaming în care să pui la fix acolo. Este exact ce trebuie. 1080-60 ca să fii sincronizat cu cele 60 de FPS-uri ale jocului. Merge bombă, deci este foarte, foarte bun. Așa.
dacă ții neapărat la partea asta cu frame rate-ul 1080-60, come on, ne uităm pe telefoane, adică despre ce vorbim. Pe mine mă distrează, știi că mulți ne mai ziceau prin comentarii, bă, 4K60, mare șmecherie. Păi, da, frate, dar tu îl vezi pe telefon. Da. Ce să mai contează? Dacă te uiți la statistică, și cred că tu o știi mult mai bine, statistica probabil e 70% păi, telefoane. Telefon și 20% exact. Televizor și 10% se mai uită pe laptop care oricum are 16 inch. Da, da, da. Da, deci asta zic, că e o cameră care, repet, nu va rămâne mică. M-a întrebat cineva mai devreme de canalele mele. Da, este zona IT, mă găsești zona IT sau Playground, care este canalul nostru mai axat pe gaming, pe chestii. A, Dumitru, dacă îmi permiți o ultimă întrebare. Sigur. Cel mai bun obiectiv recomandat pentru evenimentele pentru A6400. Pentru evenimente, scuze. Păi văd că a răspuns Mircea. Da, da, da. 1655G. Dar chiar, uite, vrei să spun și care sunt obiectivele mele preferate? Pe care le folosesc în draci? Uite, 16-35 și 24-70. Asta am pe A7S3. Sunt alea astea, alea Sony Zeiss. De ce nu G-uri? Pentru că sunt mici astea, sunt mici și ușoare. Și pe mine F4 nu mă deranjează. Adică mie mi se pare foarte ok pentru ce fac eu. Și e foarte happy, sunt foarte happy cu ele. N-ai simțit nevoia de mai lung un tele vreodată? Rar. Și dacă am nevoie de un tele, de exemplu, dacă filmez motociclete pe circuit, îmi închiriez sau împrumut. Dacă vreau, nu, serios, dacă îmi trebuie un tun adevărat. Exact, exact, exact. Dar pentru day-by-day use sunt geniale. Bun. Bun. Gata. Acestea fiind spuse, guys, vă mulțumim mult că ați stat alături de noi. Dan. Mulțumesc, seară mulțumesc, bună. Mulțumesc, ai fost foarte fain, îmi place că spui lucrurile pe nume și asta dă dovadă că nu suntem plătiți, oameni buni, nu suntem plătiți de Sony, deci nu suntem plătiți de Sony ca să vorbim despre camera respectivă. Că dar dacă doresc, nu avem nimic împotrivă. Da, pe mine m-ar deranja, i-aș da și contul, sincer să fiu, adică și acum l-aș, dar nu m-ar deranja deloc. Bun. Vă dorim o seară cât se poate de plăcută. Poi mâine Magda Constantin, vorbim despre fotografie. Și vineri pe 17 cu Gabriel Barna vom vorbi despre vlogging. Până atunci n-am decât să vă urez o seară cât se poate de plăcută și să ne vedem cu bine, oameni buni. Seară faină.